Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru de YouTube, Roxana Stoleru. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și urmăriți tot ce postăm aproape zilnic și mai ales că ne comentați, că v-ați abonat la canalul nostru. Vă mulțumim foarte mult! Astăzi vrem să documentăm vremea de afară. Tocmai am primit pe mobil alertă de tornadă și să vedem dacă sau cum evoluează vremea, să sperăm că totuși nu va fi la noi în zonă sau că mai degrabă că nu va fi deloc pentru nimeni, nu este absolut deloc plăcut și sunt niște fenomene care sunt destul de noi pentru zona noastră. S-a mai întâmplat undeva aproape de Ottawa, chiar și astăzi o prietenă de-a mea care stă acolo mi-a scris că aproape de zona ei, dar nu la ea, a fost o tornadă. Da, să vedem. Țineți aproape dacă vreți să vedeți cum evoluează vremea la noi. Toată ziua a fost alertă de tornadă, dacă ne uitam pe Meteo Media, însă la ora 3 și un sfert după amiază am primit avertisment de tornadă pe telefonul mobil, că au fost înregistrate în zona noastră de acoperire tornade și acum a început să tune, probabil că se aude. Cerul începe să se... Toată ziua a fost gri, de fapt în ultimele zile a cam plouat și azi noapte a plouat. Și da, vrem să vedem ce se întâmplă, să sperăm că va fi doar o ploaie mai puternică sau o furtună mai puternică, fără alte evenimente meteo. Norii se mișcă destul de repede, după cum vedeți. Și în depărtare, vedeți, e totul negru. O să înregistrez de pe telefon să vedem cum se mișcă norii și ce se apropie de noi. Am pus pâine la crescut și a crescut foarte bine, o mai lăsăm și așa se vede din fața casei cerul. Destul de gri. Și bate și vântul, nu foarte tare pentru moment. Dar vedeți că norii se deplasează destul de repede și se aud tunete în depărtare aici. Ne-am florit aici o plantă foarte frumoasă. Și salata arată bine, am tot mâncat din ea. Nu mai zic de hortensie, cât e de frumoasă, plină de flori. Superbă. Și dacă tot suntem la flori, să vă arăt și buchetul de flori de la Caroline. V-am spus că am făcut abonament la fermă și la buchete, nu numai la legume. Și ăsta este buchetul pe care l-am luat ieri. Are chiar și o măciulie de mac foarte frumos și are și un pic de hortensie, nu știu celelalte verzi, astea nu știu cum se cheamă, dar arată foarte frumos.
fetița a fost să citească ieri pe bancă în grădina și și-a uitat cartea și am găsit-o acum. Bineînțeles că este fleașcă. Nu știu dacă mai poate fi recuperată. Asta e. Să sperăm că era aproape citită. A început să fulgere. Ia uitați ce e afară. A început potopul. Ce puternic e. Ce faci, Aki? Ai venit să te uiți? Ai văzut musca? E pe afară. E afară musca. S-a ascuns și ea că e frică. Așa arată în față. Nu se mai vede nimic. S-a oprit și internetul, acum a repornit. Uitați. Prima rundă s-a terminat. Urmează peste vreo oră și ceva, două ore, a doua rundă din ce am văzut pe hartă. Se simte răcoare acum afară. Și pâinea a supraviețuit. O să o punem la copt acum. N-a durat mult și a început iarăși ploaia tare. Dar parcă e mai puțin întunecat acum. S-a prins și felinarul, deși e de-abia 4:30. Și pentru că tot vorbeam zilele astea despre vacanță, vorbeam la masă cu Isa și Costin, ce ai face dacă în vacanță, sau nu că ce ai face, ce faci, că se poate întâmpla destul de des, să nu ai vremea bună, să poți să te plimbi afară sau să, nu știu, să mergi la plajă sau mai știu eu ce ți-ai propus. Și cred că board games-urile, nu? Sau jocurile de companie se cheamă, jocurile pe care le știm, sunt o soluție foarte bună,
O să vă povestim o istorioară pe care, adevărată, pe care am auzit-o de la o clientă când aveam magazinul. Și o altă soluție e să mergeți la muzee sau să faceți activități indoors, dar nu tot timpul sunt disponibile. Și atunci aceste board games-uri sunt binevenite. Și apropo de asta, a fost un caz adevărat, povestit într-un ziar din Toronto, mi se pare. O familie s-a dus în vacanță într-una din provinciile maritime și pentru că vremea nu era favorabilă, s-au dus într-un magazin de second hand să-și cumpere câteva jocuri din acestea și într-unul din ele au descoperit câteva inele substanțiale cu diamante și pietre prețioase și sigur că au încercat, au făcut un mic inquiry și au încercat să afle, s-au întors la magazin să afle dacă ei știau cine a donat jocurile respective și, mă rog, până la urmă au publicat chiar și în ziar și povestea are happy ending că bijuteriile au ajuns la proprietara originală, dar da, se mai întâmplă, nu? Și o să întorc camera să ne spună și Isa ce ar face ea dacă vremea nu ar fi prea frumoasă în vacanță. Deci pe lângă jocurile de societate, i-am zis de companie mai devreme, dar mă rog, board games, jocuri de societate sau jocuri de cărți, nu? Tu ce ai face? Sau cum spuneam eu mai devreme, poate să mergi la muzee sau dacă găsești o piscină indoors sau alte activități indoors. Aici țin minte, fac o mică paranteză înainte să te las să vorbești. Când ne-am dus la Myrtle Beach odată, în noiembrie, am nimerit după ce trecuse un uragan și era vremea foarte urâtă. Și atunci ne-am dus și noi și am întrebat ce e de făcut altceva în afară de a merge la plajă. Aveam chiar, era un aquapark intern și asta a fost, am pus pâinea care a stat afară, l-a făcut și a început alarma. Și ei știi ce ne-au spus? Să mergem la mall. Deci asta este activitatea numărul 1 a americanilor. Să meargă la mall. Așa, hai să te las să vorbești. Eu așa o citi o carte sau... Aia care-i lăsat-o în ploaie, nu? Așa? Nu, eu am lăsat-o în ploaie. Ea sau... s-a lăsat. Nu. Da, cine? S-a... Mi-a luat-o cineva și a pus-o acolo. Exact. Așa? Da. Da? Sau m-aș uita la un film. E adevărat, activități foarte bune și poți să mănânci popcorn, nu? Da. Cu alți prieteni, că așa să te uiți singur. Da, da, ești bine, bine și așa, nu? Ok, mersi. Cam asta a fost și videoul de astăzi. A stat un pic de vorbă despre vacanțe în timp ce afară plouă puternic și cu diverse sugestii de activități atunci când vremea nu este cea mai potrivită pentru o vacanță. Aștept și sugestiile voastre să ne lăsați în comentarii. Voi ce faceți atunci când vremea nu e așa cum v-ați dori? Aveți, veniți pregătiți cu jocuri de societate, cărți și alte, poate ceva de sport care poate fi practicat la interior sau ne dați alte sugestii. Până data viitoare, vă mulțumesc frumos că v-ați abonat la canalul nostru, că ne urmăriți, că ne dați un like și că ne comentați. Totul este gratuit. Sigur, poate fi și contracost dacă vreți să vă intrați să join canalul nostru, dar faptul că v-ați abonat este foarte apreciat de noi. Așa că vă mulțumim încă o dată și ne vedem data viitoare. Până Ciao! Atunci vă spunem la revedere. Ciao! Ciao! A început să tune din ce în ce mai tare și să fulgere, bineînțeles. Și am primit încă un avertisment de tornadă acum 2 minute.
iarăși fulgere.